Salutare! Vreau să vă rețin un pic atenția pentru o scurtă prezentare a acestui cuțit, care este un Tsune Isa SRS-13 pulbere metalurgică inoxidabilă, un cuțit care este oarecum fratele geamăn al acestuia, cuțit care l-ați văzut prezentat pe canalul meu în urmă cu aproximativ 4 luni de zile. Unde la moment când îi făceam prezentarea al acestuia care l-am în mână acum, spuneam că este unul din cele mai performante, dacă nu cel mai performant cuțit de la Tsunehisa, dat fiind oțelul din care este făcut și totodată o pulbere metalurgică comparativă cu alte oțeluri extrem de performantă și de capabilă cu retenție deosebită la tăiș. Acum, după cum vedeți, există diferențe categorice între mâner, totodată la grosime și implicit la greutate. Dar până la asta, cei care sunteți curioși să vedeți mai pe larg prezentarea cuțitelor ambele, adică acestuia, am să las link în descriere cu prezentarea lui. Deci, încă o dată, Tsuneisa. Și aici o mică paranteză, ca și confuzie, care rămâne cumva încă și pentru mine o ușoară confuzie referitoare la acesta, deoarece în mediul online se promovează a fi SRS 15 și nu 13, cum este acesta, dar indiferent de caz, singura diferență dintre SRS 15 și 13 este un procent ușor mai ridicat de carbon la acesta, la 15. Un procent foarte mic. În prezentarea lui explic acest lucru. Prin urmare, cei care doriți să-l vedeți pe acesta cu mânere de tip european, veți accesa link-ul din descriere cu prezentarea lui. Iar astăzi îl prezentăm pe acesta, care se marchetează a fi SRS 13. Așa cum ziceam la momentul prezentării, sunt doar vreo 2 sau 3 producători sau ateliere în Japonia care prelucrează cuțite din acest oțel. E posibil ca o fabrică de acolo să aibă monopol pe acest oțel și să se facă doar de câțiva, să se comercializeze doar de câțiva producători, cum ar fi Tsuneisa, Takeshi Saji și Hisashige sau Kaneshige, nu mai știu care din ei, mă rog. Dar una peste alta, voi descrie doar diferențele dintre ele, nu voi insista foarte mult, deoarece fiind aproape identice, este o prezentare deja existentă. Voi vorbi doar despre diferențele dintre cele două și voi începe evident prin a prezenta acesta care are un mâner oval din lemn de cireș, este ambidextru, cu ferulă din lemn de pacaud. Un finisaj simplist. Ca și construcție avem de a face cu Sanmai, laminare de tip Sanmai, unde laminarea este la fel inoxidabilă, iar miezul este cel din SRS 13. Încerc să surprind laminarea, linia de contur a laminării pe cameră, dar se pare că nu mă ajută lumina foarte bine. Dar se va vedea pe cealaltă parte. Exact acum se vede conturul laminării. Cuțitul nu este tocmai curat, că am umblat un pic cu el și după cum vedeți are niște urme de la mână. Așa, acum se vede laminarea și mai bine. Inscripția de data asta pe partea stângă a brandului, unde dacă observați pe celălalt este pe partea dreaptă a lamei, iar la acesta de astăzi pe partea stângă. Același producător, același oțel. O diferență ar mai fi în zona de choil. Dacă vă uitați atenți aici la cel de sus, este prelucrat diferit pentru un confort al mâinii în cazul acestuia aici. După cum vedeți, este mai bine rotunjit. Iar mai departe avem aceeași lungime de lamă de 210 mm la acest gyuto cu
O grosime și o lățime am să vă zic imediat. Dar mai bine începem cu lungimea totală a cuțitului, și anume 350 și vreo 2 de milimetri, cu lungimea mânerului de 130 de milimetri. Înălțime a lamei de 45 și 74, deci aproape 46, unde degeaba aș măsura în acest moment pe acesta, pentru că este deja utilizat, a fost vândut în urmă cu câteva luni, a revenit la ascuțire, cred că a doua oară, dacă mi-amintesc bine, sau prima, nu mai știu, este dat către unui bucătar de la noi din țară, dar de curiozitate, da, avem 43,77. Nu mai mi-amintesc, doar dacă mă uit pe filmare, cât era atunci, dar este o foarte mică diferență. Însă avem o diferență la grosime, unde acesta, de această dată, cel de astăzi, are o grosime la comă deasupra de călcâi de 2,96 cu 2,30 la mijloc și avem îngustare 1,70 și mai mult înspre vârf, unde cel cu mâner de tip european are 2 și un pic, 2,23 la coamă deasupra de călcâi, dar observ că la mijloc avem deja aceeași grosime ca și celălalt. Deci ăsta are 2,18, iar acesta am zis că are cât 2,30. O foarte mică diferență. Deși mai gros la coamă în zona asta deasupra de călcâi, la fel similar la mijloc și cu îngustare către vârf, însă este la fel de subțire în zona din spatele tăișului și implicit în tăiș. Ăsta deja va avea alte grosimi deoarece este utilizat și ascuțit, însă chiar și celălalt, ca și ăsta, de altfel, de noi, sunt foarte, foarte subțiri. Ca orice cuțit performant, în general, de calitate, făcut de japonezi. Geometrie lamă avem convexie subtilă din coamă până în tăiș, pe ambele variante, inclusiv la celălalt. Zona de choil aici este ușurel finisată, se poate și mai bine, dar este destul de ok față de altele care sunt mult mai tăioase. Avantaj aici în zona de choil, unde după cum vedeți este mai rotunjit pentru un confort sporit la priza de aici. Apropo de asta, punctul de balans este aici, la acest cuțit. Și cum am zis, mâner oval, lemn de cireș, tăiș dublu raport 50-50 pe ambele părți. Acesta este profilul. Care este identic la ambele. Am profitat de această ocazie că mi-a venit la recondiționat acesta și am zis să vi le arăt împreună pe amândouă. Deci cam acesta ar fi profilul. Nu v-am arătat eticheta de la cutie, poate vreți să o vedeți. Tsuneisa SRS 13 finisaj Migaki, ghiuto de 21 de cm. Prin urmare, așa cum am zis atunci, repet și acum, acest SRS 13 este unul din cele mai performante pulberi metalurgice de la japonezi, unde în afară de ZDP 189 și HAP 40 se bate undeva la aproape la egalitate din punctul meu de vedere cu oțelul Cromax folosit de Takamura la nivel de retenție tăiș, mă refer. Iar la fel în testele mele stă foarte, foarte sus, exact cum am zis acum, undeva în zona de egalitate cu oțelul Cromax. Totodată, cei care doriți să vedeți pe canalul meu, puteți căuta prezentarea cuțitului Nakiri, tot din SRS 13, care e făcut în urmă cu 2 ani de zile și este unul din cele mai performante cuțite posibile de pe piață, dată de geometrie și grosimi, acel Nakiri de la Tsuneisa, la un preț, din punctul meu de vedere, fenomenal de accesibil, comparativ cu orice altceva, mai ales la nivelul ăsta de oțel.
Și acel Nakiri va reveni din nou într-o altă prezentare în scurtă vreme, deoarece voi face un review de utilizare după acești 2 ani și vom discuta un pic din nou despre el. Astfel că, ca să nu mai prelungesc prea mult, nu sunt nimic alte informații de adăugat în plus, decât că este un super oțel, un super cuțit, super performant, subțire, foarte, foarte tăios, cu o retenție extraordinară a tăișului față de multe cuțite. Cei care sunteți cuțite, adică față de multe oțeluri. Iar dacă vrea cineva să întrebe dacă retenția tăișului este superioară oțelurilor carboane, da, este superioară față de Aogami, oricare din ele, 1, 2, super, față de Shirogami, față de VG10, VG Max, Jinsan, foarte, foarte multe și este undeva în zona dintre SG2 și Chromax, undeva acolo. Deci e undeva, cam undeva un pic peste SG2, în teorie, și la un fel de egalitate cu Chromax-ul, ca și performanță în tăiere și ca și retenție tăiș. Acum, poate doar dacă sunteți curioși, am să fac un scurt test de tăiere. Foarte, foarte tăios. Nici n-am tăiat fundul de la roșie, după cum vedeți. Este extrem, extrem de tăios și de subțire și de performant. Foarte ușor trece. Ați văzut pielița la roșie cum o penetrează. Iar la capitolul geometrie, și surpriză, surpriză, de această dată avem și eliberare produs. Surprinzător. Foarte bine sună ISA. Foarte bine. Incredibil. Trece ușor. Nu rupe fibra. Nu sfâșie. Nu despică. Foarte ușor. Minim efort. Și faptul că are și eliberare de produs este un beneficiu extrem, extrem de mare, să zic așa. Bun. Ca și rezumat, hai să adăugăm în discuție și prețul de vânzare. Îl veți găsi în comerț la prețuri începând de pe la 1100 de lei în sus, depinde de unde luați. În foarte puține locuri îl veți găsi, pentru că sunt foarte puține exemplare pe piață de la comercianți, astfel că dacă nu-l găsiți în Europa și vreți să luați din afara Europei, în Europa în jur de 1100-1200, dar repet, depinde de la ce comerciant, pentru că e posibil să-l găsiți și la 1500 la unii comercianți, iar dacă luați din afara Europei, probabil în zona de 900 și spre 1000 de lei, dar acolo deja avem taxe vamale, transport considerabil și va trece cu siguranță peste 1200. Acest model îl veți regăsi inclusiv și la mine de vânzare, va fi la preț de 1120 de lei, cred că, dacă mi-am inteles bine, trebuie să verific factura, dar pentru ceea ce oferă oțel, geometrie, călire, tratament termic, apropo, 63 Hz în cazul ambelor, deci inclusiv acesta tot la aceeași duritate este călit, 63. Deci ziceam, ca beneficii, oțel, călire, geometrie lamă, grosimi, subțire, performant, două modele de mâneri la alegere, deși ăsta este ceva mai greu de găsit. De fapt, ambele sunt cam la fel de greu de găsit, mă rog. Și la prețul ăsta, comparativ cu alte brizbrizuri, este fenomenal. Pentru că la fel de bine puteți găsi un banal VG10 de 1200 de lei, cum este pe la Miabi, spre exemplu, și nu se poate compara cu acest oțel. Am să închei această prezentare în speranța că v-a plăcut sau dacă vă interesează, nu uitați în primul rând like, abonare la canal pentru noutăți, share și dacă aveți întrebări în comentarii, iar la fel de bine dacă cineva este interesat, căutați-l.
sau îl puteți găsi la fel de bine la mine pe site-ul, pe profilul de Facebook, unde, ca de obicei, și acela las în descrierea acestei prezentări. Și dacă cineva dorește, am mai multe bucăți disponibile, mă puteți contacta. Dacă nu, singurul lucru care îl pot spune, cei care cunoașteți cuțite japoneze, sunteți utilizatori, le-ați înțeles și vă permite bugetul, este un cuțit fenomenal pentru ceea ce oferă. Deja am menționat. Acestea fiind zise, aici se încheie această prezentare. Sper că v-a plăcut. Vă salut!